Salutare tuturor, eu sunt JJLPS, iar astăzi vă voi arăta colecția mea de LPS împachetați, cei pe care nu i-am scos din cutie și i-am păstrat în ambalajul lor original. Nu sunt extrem de mulți, dar am câțiva și în viitor voi vinde câteva din aceste cutii, pentru că ei nu se mai fabrică, sunt generații mai vechi, așa că pot presupune că au ceva valoare. Prima cutie este aceasta, iar aceasta, împreună cu următoarea pe care o voi arăta, au fost primite de la o prietenă tare dragă de a mea. Îmi place foarte, foarte mult figurina asta și cățelul ăsta de aici arată super drăguț. Țin minte că au fost extrem de puține cutii vândute în România, au fost foarte puține aduse. Aceasta este a doua, este din același set, aceeași serie, cum veți să-i spuneți. Asta e tare drăguț, este un panda roșu, îmi plăcut foarte mult girafa asta și crocodilul ăsta care e adorabil, uitați ce mutră are. Seturile astea sunt unele din favoritele mele, sunt foarte mari, arată super fain. Următorul pachet este acesta, l-am comandat eu parcă de pe Mag. Am și uitat exact ce se află după semnul ăsta al întrebării. Îmi place foarte mult leneșul ăsta, culorile lui sunt geniale, arată super, super drăguț. Și găzulița asta micuță de aici, nici nu știu exact ce fel de găzuliță e, dar e tare drăguță. Asta este un fel de set cu carcasă pentru o consolă numită Nintendo DS. Nu cred că în România erau atât de populare. Consolele astea de acum sunt destul de vechi, nu cred că le mai folosește nimeni. În schimb, figurinele astea care le vedeți voi pe stylusul ăsta sunt extrem de rare. Aici vedeți consola cum arată. Asta e pixul cu care umblai pe ea. Acesta este al doilea și cu un iepuraș de drăguț. Prefer să le țin împachetate ca valoarea lor să crească și când, nu știu, o să simt eu nevoia, le voi vinde unui alt colecționar. Aici avem chiar jocuri pentru consola Nintendo. Avem două joculețe, în fine, aceasta este până la urmă carcasa, numai joculețul ăsta, iar ăsta a fost luat după fără carcasă, mi le-a dăruit prietenul meu. E un Skunks și un Rich, drăguț. Sincer, câțiva dintre și nici măcar nu mi-a plăcut foarte mult, de exemplu, uite ăsta, pachetul ăsta nu mi-a plăcut atât de mult, dar i-am luat pentru că vreau cumva să am toată seria 1. După avem aici două seturi, parcă tot eu le-am cumpărat, dar nu mai țin minte exact, seturi cu LPS înflorați. Sunt drăguțe, dar din nou, în principal, nu le-am cumpărat pentru că îmi plăceau foarte, foarte mult animaluțele, ci mai degrabă de chestia asta că, hei, le țin așa, le crește leacă valoarea. Și, na, ce-mi plac foarte, foarte mult sunt astea micuți, așa, tinzii, astea stai drăgălașe. Mai departe, avem aici, din seria 3, o psicuță și cu un animăluț aici care este sub semnul întrebării, literalmente. Bineînțeles, cât timp căutam figurinele astea, am pensat că ăsta, următorul pe care trebuie să vi-l arăt, le-am luat de la Pepco și m-am uitat pe internet să văd exact ce se află și sub acest semnul întrebării și dacă merită până la urmă să iau pachetele, pentru că pe acestea nu mi-a mai permis să le iau pe toate și mi-am luat așa cam ce-mi plăceau mie de pe aici și sunt câteva chestii drăguți. Iar cocoșul ăsta tot la fel e drăguț, nu știu, dar oricum le-am luat cu un scop și anume că se mai află și încă ceva drăguț acolo. Oh, dar pe tine nu te țin minte. Și pe știu ăsta e drăguț. Este o șopârlică. Asta e din seria 2, asta e deja vechi. Asta e seria 3 iarăși. Aici iar nu mai știu ce se află în semnul întrebării, tot o să mă repet. A, uite, iar seria 1, avem două pisicuțe drăguțe. Ce drăguț e căprița asta. Apoi mai avem iar din seria 1 de cățeluși. Deci ăsta cred că este unul dintre seturile mele favorite ever și ăsta cred că nu o să-l dau niciodată. Sunt atât de drăguți. Deci ăsta zici că e Poli. Deci ăsta e Poli. Ăsta seamănă alea cu pui, dar nu chiar, dar ăsta seamănă cu polete de mult. Ok, mai avem încă un pachetel care e cu un mic panda. Aici doi panda drăguți. Asta i-am primit de la o prietenă de-a mea. Parcă cadou de ziua mea, cred, dacă nu era de altceva, nu mai țin minte exact. Apoi, avem aici
avem pe Penny Ling, parcă așa o chemar pe ursoaica asta. După îl avem pe Pugs and Fuzzy Paws, sau cum vreți să-i spuneți. E un pug care e foarte pufos. Încă un pug care este foarte pufos. Și apoi o avem pe Stella. Aici am păstrat la cutia. Apoi haideți să vă arăt figurine LPS vechi. Doamne, deci mi-a plăcut atât de mult porumbelul ăsta. Cred că e un porumbel. Da, o să e un porumbel. Îl am pe ăsta. Am de aici și cameleonul, am girafa, pisica asta, balena, mamuța nu o am și nici iepurile și nici vulpea asta. Asta, frate, deci asta e dintre primele serii LPS, uite, e numărul 370, asta de-abia e 2400, hă, e mare, mult. Și atât de drăguț, arată atât de bine. Aici avem un bebe mic, șorice el, arată tare drăguț și e pufos. Nu a fost lansat în România, deci ăsta parcă tot așa de pe eBay l-am luat, dar nu mai știu din ce țară. Apoi avem un iepuraș, tot din generația nouă. Avem un koala din generația nouă. Aici o pisicuță. Am tânjit enorm de mult după figurinile astea două. După cum vedeți, aici scrie Only at Toys R Us Exclusive. Adică figurinile astea au fost vândute numai în magazinele Toys R Us, care din păcate acum nu mai există. Sunt și pixuri pe care dacă apeși cu ele, gen cu vârful, se aprinde aici și un coli, dar săracul cam fustucit săracul. Și am luat două, bineînțeles că am vrut unul să-l desfac, să mă joc eu cu el și unul să-l țin așa. Hai, da, am uitat chestia asta e ruptă. Din păcate, pentru că seturile astea sunt atât de vechi, sunt niște joculețe de care trăgeai de cheița asta și apoi animaluțele se mișcau. Am tras prea tare de el și s-a rupt și nu a fost vina mea, sunt 100% sigură că mecanismul din interior este foarte vechi și uzat. Dacă vedeți, scrie 2007, e foarte vechi chestia asta. Dar oricum, asta este celălalt care funcționează. Mai este încă un set, este unul cu un pește și o pisică, dar ăla ce că este un set, aoleu, mai rar spre spirite astea două. Aș fi vrut să vă arăt cum merge mecanismul, dar mi-e frică să nu îl stric și pe acesta, așa că o să renunț la a vă arăta chestia asta. Iar ultimii LPS împachetați este acest set pe care, băi, îmi place așa de mult. Și după cum vedeți, stickerul ăsta de aici indică faptul că există un sticker LPS. Pentru cei care nu știu cum arată stickerul LPS, arată foarte tare. Înainte, nu puteai să primești la magazin animăluții de genul ăsta, ci trebuia tu să trimiți la București sticker de asta pe un anumit pamflet și apoi primeai eventual un animăluț special. Oricum, ăsta arată așa de urât. Vă mulțumesc foarte mult de vizualizare și ne revedem data viitoare. Pa!